Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Discutăm în emisiunea de astăzi despre memorie. Tot despre memorie, exact ca și în emisiunea precedentă, dar de această dată despre memoria vârstnicilor și despre plantele care ajută vârstnicii să-și îmbunătățească memoria. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapie cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Așadar, atacăm astăzi memoria vârstnicilor. Da. Memoria la vârstnici, ca de fapt și la cei tineri, are trei etape. Etapa informării, primirii de cunoștință, etapa stocării și etapa restituirii. Când ne gândim unde are loc acest proces de memorare? Să știți că pe creier nu există o zonă delimitată exactă aici, ci procesul de memorare cuprinde o mare zonă din creier, începând de la hipocamp, corp imamilar, hipofiză și toate fibrele nervoase care leagă cei trei centri nervoși mari. Ceea ce observăm noi la vârstnici este că, cu trecerea anilor, memoria începe să scadă, încep să apară tulburări de memorie, fie cauzate de degenerescența lentă și continuă, fie de apariția unor boli legate de memorie, cum ar fi Alzheimer, diferite tipuri de demență, tulburări de personalitate, până ce depresie, anxietatea, toate afectează sistemul nervos. Și toate problemele care apar legate de memorie se datoresc precis anumitor cauze. De exemplu, o cauză esențială este circulația cerebrală deficitară. Apoi, oxigenarea cerebrală scăzută. Lipsa unor nutrienți specifici creierului. Slăbirea sinapselor. Pentru că cu timpul dispar un mare număr de neuroni. Reducerea neurotransmițătorilor, dintre care am vorbit de serotonină, acetilcolină, dopamină, adrenalină, noradrenalină, dar dintre toate, acetilcolina este cel mai important neurotransmițător în caz de memorie. Apoi, hipocampul se reduce. Hipocampul este zona unde se stochează cunoștințele și unde se selectează. Și, de fapt, tot creierul în ansamblu se reduce ușor. Deci ceea ce v-am spus partea rea a lucrurilor, partea care se știa până nu demult. Ei, acum știm lucruri noi. Neuroștiințele aduc în centrul atenției neurogeneza. Peter Erikson, un mare savant în lucrarea neurogeneza în hipocampul adultului, arată că creierul omului nu se limitează la numărul de neuroni cu care se naște, ci neuronii se pot forma pe tot parcursul vieții, chiar și la 80 de ani, chiar și după 80 de ani. Tot acest savant arată că în creier, într-o anumită zonă, există niște celule neuronale stem. Aceste celule se regenerează, se diferențiază și migrează pe căi neuronale și ajung la locul potrivit, acolo unde este nevoie de ele. Deci, care e marea descoperire? Neuronii morți, dispăruți, se pot înlocui cu alți neuroni noi. Și ca atare, creierul nu-și pierde valoarea. Și ce facem pentru asta? Așa, stați să vă spun încă ceva. Neurogeneza și neuroplasticitatea, tot e un domeniu al neuroștiințelor, adică înseamnă formarea de noi conexiuni neuronale. Nu numai că se formează neuron, dar se formează și noi conexiuni neuronale. Și că se conectează între ele. Exact. Între ei, pardon. Da, un exemplu ca să se poată înțelege mai bine. Un mare cercetător, Albert Villoldo, un cercetător francez, a studiat foarte mult modul cum se recuperează bolnavii după atac cerebral. Și el a observat că după ce pacienții lui își reveneau, adică
căpătau funcția pierdută în urma repetiției, ce se spune, dacă cerebral se poate pierde mișcarea, vorbirea, diferite funcții motorii. Deci observa că deci pacienții își recăpătau funcția pierdută, dar el, făcând analiză prin RMN, la nivelul creierului, observa că în zona unde e creierul care conduce funcția respectivă, era leziuni. Deci, ca tare, acolo nu era vindecată zona în creier. Și totuși funcția era câștigată. Care e explicația? Creierul și-a format singur noi conexiuni neuronale prin care centrul nervos a comandat funcția. Nu se poate funcția să fie intact, să fie bună fără coordonare nervoasă. Și tot acest savant arată că pentru formarea acestor conexiuni nervoase, pentru neurogeneză, nu e suficient numai repetiția. Deci trebuie și stimularea creierului. Deci aici e problema. Că noi ne-am gândit apoi de ce mi-a scăzut memoria, pentru că puteam, dacă neuroștiințele arată că au loc aceste două procese, de ce nu mi se reface? Nu ți se reface pentru că tu nu-ți stimulezi creierul, tu nu faci ceea ce trebuie. Și mai este încă un aspect. Lumea se obișnuiește cu ideea că odată cu avansarea în vârstă se pierd multe din calitățile memoriei. Păi da, să vă spun numai, s-a făcut că eu am studiat foarte mult diferiți savanți în astfel de probleme, s-a făcut un experiment, un grup de chinezi și un grup de americani. De-a lungul a 27 de ani. Și s-a observat că chinezii și-au păstrat memoria intactă, iar americanii încetul cu încetul, așa, de la un an la altul, așa cum se spune din punct de vedere științific, le-a scăzut memoria. Explicația. Chinezii nu cred în scăderea memoriei. Ei cred în profet, ei se roagă și ei cred că profetul e acela care le dă lor memoria. Și se încurajează. Deci, se partea spirituală. Marmari. Americanii, care credeau în partea științifică, ei știau că trebuie să îmbătrânească și ca atare au îmbătrânit. Deci, sunt dacă îmbătrânesc, își pierd anumite calități și anumite funcții. Exact. Sunt experimente științifice confirmate de oameni în domeniu, deci nu sunt povești. No, așa, mergem mai departe. Deci am spus acestea, fiind spuse, să pornim pe drumul plantelor. Să discutăm despre plante. Deci planta cea mai la îndemână și despre care știu foarte mulți vârstnici este ginkgo biloba. Ginkgo biloba stimulează circulația cerebrală, stimulează oxigenarea și face ea ceva foarte interesant. Previne, împiedică alipirea unor trombocite și prin aceasta previne formarea cheagurilor de sânge la nivel cerebral, deci ca atare previne infarctul cerebral. Această plantă previne tulburările de memorie. E o plantă care e deosebit de folositoare bătrânilor în vertigiu, în amnezie, în tot felul de tulburări, stimulând circulația și oxigenarea, toate se refac. Inclusiv pentru vertij? Și pentru vertij, efectiv vă spun că dispare. Eu știu persoanele care le-am indicat această plantă și le-a dispărut vertijul. Acum, dacă nu sunt probleme la nivel cerebral, acum, dacă e vorba, depinde, vedeți dumneavoastră că toate problemele nervoase sunt foarte greu de tratat, dar sunt mult mai ușor de prevenit. Foarte multe riscuri ale multor boli le-am putea preveni dacă am luat măsuri din timp. Așa, ginsengul. Ginsengul este tonifiant fizic și psihic, special pentru adulți și vârstnici. Dezvoltă memoria, induce un somn bun, previne stresul, anxietatea, depresia. Dacă ați văzut, rădăcina, care e organul medicinal al ginsengului, seamănă cu un corp de om. De aceea, în medicina chineză și astăzi, ei cred că această plantă vindecă orice. Denumirea științifică al ginsengului este Panax. Ei iar fac legătura pentru că este un panaceu universal.
Și, într-adevăr, să știți că e foarte folositor. Ginsengul cuprinde două categorii de substanțe. Odată, saponozidele triterpenice, dintre care ginsenozidele, speciale pentru această plantă, iar, pe de altă parte, substanțele glicozite, dintre care ginsenina e foarte importantă. Prima categorie de substanță a un rol foarte important în dezvoltarea memoriei. Toate problemele de protecție, de stimulare a memoriei se referă la prima categorie de substanță. Iar a doua categorie de substanță, adică ginsenina, reglează zahărul din sânge, care la vârstnici are o mare influență asupra memoriei. Deci, ginsengul ar putea să-l numim chiar o plantă de mare eficiență și folos, ca și ginkgo biloba. Două plante de care cei în vârstă trebuie să țină cont și da, să încerce să le utilizeze. Cont, așa. Indiferent că au probleme cu memoria sau au probleme de altă natură. Au probleme cu sistemul nervos care, dacă nu vor lua măsuri, va apare degenerescența senilă, prin care încetul cu încetul dispare câte un neuron, nu se formează altul înapoi, nu apare neuroplasticitatea, pentru că nu-i dă voie el să apară și de aceea îmbătrânește omul așa de repede. Luăm două plante despre care am mai vorbit, păducelul și saschiul. Păducelul este planta cu acțiune cardiacă, cardiovasculară, pe care o cunoaștem foarte bine. Și lumea o știe cel mai des pentru, ca tratament așa, pentru tensiune arterială. Dar să știe că păducelul este un echilibrant psihic. Păducelul elimină stările de agitație, de teamă, de frică, redă un calm și o bună dispoziție. Saschiul l-am prezentat pentru problemele cardiovasculare, recomandându-l în special pentru cardiopatie ischemică. Acest saschiu, planta noastră indigenă, frumoasă, care se face la marginea pădurii, conține niște alcaloizi care stimulează circulația sângelui la nivel cerebral, tonifică vasele de sânge cerebrale și stimulează oxigenarea. Acest saschiu zice că este planta caracteristică pentru senescență. Deci previne, încetinește îmbătrânirea. Deci, pentru toate persoanele care au probleme pe care le sunt la nivel cerebral, să facă câte o cură cu saschiu. Indiferent că e vertigi, că asta apare foarte mult, dureri de cap, sunt persoane care au amețele sau amnezii, uită pentru moment. Acum și eu uitarea, să nu caracteristică, dacă, de exemplu, o îmbătrână la o anumită vârstă uită nume, ca asta se întâmplă prima dată, uită nume sau pleacă de acasă și își amintește că n-a închis ușa sau își amintește că, vai, ori am închis, ori n-am închis aragazul. Întoarce înapoi. Acestea sunt semne de uitare normale, deci nu e nicio problemă. Atunci când el va avea cheia în mână și nu va ști utilitatea ei, ce să facă cu ea, sau avea telefonul mobil în mână și n-a ști ce să facă cu el, când apare un astfel de simptom, atunci neapărat trebuie să ia măsuri speciale. Adică? Să viziteze un medic. Exact, să viziteze un medic, să vadă care e cauza și, bun înțeles, plantele reprezintă un remediu, dar vin și medicii cu diagnosticări și cu celelalte probleme. Deci nu se poate una fără alta. Medicina alopată cu medicina naturistă fac mână bună și înțelegere perfectă. Așa, deci am vorbit despre aceste două plante care sunt caracteristice. Acum, fiind vorba de vârstnici, eu cred că trebuie să vorbim de niște antioxidanți mai puternici. Exemplu, acidul alfa-lipoic e un acid pe care îl fabrică corpul nostru, dar nu în cantitatea cât trebuie. Acest acid alfa-lipoic, pe lângă faptul că este foarte important el ca atare, dar reface și ceilalți antioxidanți. Acidul alfa-lipoic are o mare legătură cu glutationul. Acum, există niște cercetări franceze deosebit de importante în care se spune că glutationul este mană pentru mitocondrii, pentru că procesul de producere a radicalilor liberi în mitocondrie se produce. Acolo, odată cu eliberarea de energie, se eliberează și radicalii liberi. Și de aceea se spune că acest glutation este cel mai important pentru protejarea mitocondriei.
Și de aceea ei au studiat foarte mult și au descoperit și din ce plante se extrage și în ce plante se găsește glutationul. Deci cantități mari de glutation se găsesc în curcumina din planta numită turmeric, în extractul de ceai verde. De obicei, turmericul folosit la noi ca și condiment. Condiment, da. Extractul de afine, brocoli. Aici, în astea cinci, sunt cantități mari, mari, mari. Dar să știți că și în celelalte fructe de legume, în toate există glutation. Glutationul îl fabrică corpul nostru la nivelul ficatului. Numai că trebuie să aibă materie primă, că dacă nu avem materia primă, nu avem din ce-l fabrica. Așa cum este și la acetil L-carnitină, este foarte important această formă bioactivă a aminoacidului L-carnitină, care corpul nostru îl fabrică. Dar din ce-l fabrică? Din alți doi aminoacizi esențiali, lizină și metionină. Auzim de multe ori că nu avem suficientă lizină sau metionină. Deci dacă nu avem acești doi aminoacizi, nu are din ce fabrica corpul L-carnitina. Și atunci, L-carnitina e o substanță energetică deosebit de importantă. Reglează metabolismul energetic, arde grăsimile, îți menține kilogramele la normalitate, ai energia necesară. Pentru că dacă nu se află, nu se produc arderile, nu numai că punem depozite pe noi, dar nu avem nici energie, nici memorie, că memoria are mare nevoie de energie. Deci, acidul alfa-lipoic, am zis, apoi l-am pus în legătură cu glutationul, acidul acetil L-carnitina și știți ce n-am mai spus? Uleiul de cocos. Uleiul de cocos e un fel de grăsime ca și untura albă după ce se solidifică, conține acizi grași saturați și acizi grași nesaturați, există de cumpărat, care se poate folosi chiar pentru prepararea mâncării în loc de ulei. Are punctul de topire foarte ridicat și foarte sănătoasă, ne protejează memoria, ne și dezvoltă memoria. Și ne și ajută un pic la piele. Da, sunt foarte multe creme de piele. Sau, efectiv, consumul acestea oarecum din interior ne lucrează organismul astfel încât pielea să capete o altă textură. Sigur că da. Eu să vă spun, o să râdeți de mine. Eu, de exemplu, când prepar așa un pic de mâncare, eu pun o linguriță de ulei de cocos, dar în momentul acela îmi iau un pic și îmi dau și pe față. Am înțeles. Eu am folosit la plajă uleiul de cocos. Da, foarte bine ați făcut. Mai putem aminti ceva plante pentru vârstnicii noștri, pentru telespectatorii noștri, plante care să-i ajute, să le ajute memoria sau să le mențină la un anumit nivel, să nu degenereze aceasta în timp. Da. Să știți că este o plantă, chiar numită planta longevității, nu crește la noi, crește în munții Himalaya. Este o plantă care are frunzele în formă de evantai, aceasta este partea medicinală, și în zona respectivă unde crește planta, toată lumea folosește din plin și se spune că acolo oamenii au un confort intelectual până la adânci bătrânețe și chiar sunt foarte longevivi. Și cum se numește aceasta? Gotu Kola. N-am auzit de ea. Gotu Kola, n-ați auzit, pentru că nici n-am văzut nici eu, dar îmi spunea o farmacistă că deja a apărut pe piață din zona respectivă sub formă de capsule. Deci, e o plantă care stimulează memoria, normal. Ce stimulează memoria? Stimulează toate facultățile intelectuale, funcțiile cognitive, că memoria nu se poate diferenția de celelalte, știți? Apoi, de la noi din țară, ce v-aș mai aminti eu? Enzima, coenzima Q10, care de multe ori avem deficiență în organism, are legătură cu oxigenarea celulară. Oxigenând celula, neuronul, memoria, bineînțeles că va fi împrospătată. Vitamina C, care se găsește în toate fructele și legume proaspete, în tot ce este neprocesat la cald, este cel mai puternic antioxidant dintre vitamine. Toate siropurile, toate plantele, ceaiurile, aproape toate conțin vitamina C.
Foarte multe, foarte mulți antioxidanți sunt de toate categoriile. Eu am fost surprinsă în momentul în care ne-ați spus de păducel că este bun pentru memorie, având în vedere că cel mai mult este utilizat pentru tensiune arterială. Și evident, da, tensiune care începe să ne creeze necazuri după vârsta de 40 de ani. Păi să știți că acum păducelul, raportat la păducel isopul. Isopul este un toniviant și un echilibrant psihic deosebit. Am vorbit noi de el la oarecând mai de mult, cred că la sistemul nervos. Așa, până teiul nostru este un echilibrant și un tonic, atât nervos cât și cardiac. Ne dă acel confort, pentru că totdeauna vigilența mentală înlocuiește oboseala mentală, spun expresia unui savant pe care l-am studiat, dar atunci când avem confortul de relaxare mentală. Dacă nu suntem relaxați mental, noi nu putem să gândim foarte bine. Deci, în primul rând, trebuie să eliminăm stresul. Toate plantele despre care vorbim la stres, despre plantele antistres, aceste plante ridică nivelul de rezistență al organismului la stres. Pentru că noi nu ne putem feri de stres, dar putem să ne întărim rezistența și puterea noastră și puterea noastră de selecție. Noi, dacă avem mai mulți factori stresanți care acționează asupra noastră, trebuie să știm care ne este cel mai urgent și necesar. Ceilalți încercăm să-i eliminăm. Am înțeles. Este utilă lecitina și la vârstnici? Este recomandată, de fapt, pentru că cei tineri o folosesc automat atunci când fac un efort intelectual mai mare. Eu cred că putem să o recomandăm și celor, sau măcar consumul de ouă sau de soia, pentru că noi în emisiunea precedentă am spus că foarte mult se poate extrage din gălbenușul de ou și din soia. Păi, noi recomandăm pentru vârstnici lecitina sub formă de capsule, pentru că e mai concentrată. Poate să folosească chiar și câte o bucată de ciocolată și câte o cafea, cacao cu lapte. Și cacao, da. Așa, dar trebuie neapărat să o folosească și să știe că toate leguminoasele sunt de mare eficiență, că conțin lecitină. Deci. Și să știe toți vârstnicii că ei, prin modul lor de viață, de ei depinde totul, își pot organiza în așa formă viața încât celulele nervoase, neuronale, care mor, să se refacă progresiv, să se refacă noi conexiuni neuronale pentru a-și păstra acea tinereță și acea normalitate până la anii care ne-a hotărât Dumnezeu. Iar pentru aceea, în primul rând, trebuie să înceapă cu regimul de viață. Somnul, ce mâncăm, ce înseamnă odihnă activă, ce, să facem ceva ce ne place. Activitățile de relaxare. Deci, astea sunt activități în aer liber, activități de relaxare, meditații și să nu uităm de rugăciune. Spunea Ovidiu Bojor, credința în Creator și în creație. Cine crede în Dumnezeu, totdeauna are o speranță de viață și știe că acolo sus cineva îl îngrijește și îl protejează. Deci credința, cum se spune acum, spiritul, deci are un rol foarte important. Și ce este foarte important să spun și acest lucru, folosirea creierului. Zice că la orice vârstă ai fi, să memorezi, să scrii, să înveți cunoștințe noi. Așa îți vei menține creierul prospăt și creierul activ. Tău va reuși să facă, să se creche, să formeze noi celule. Așa cum spuneam și la emisiunea precedentă, exercițiile. Exact. Exercițiile. Așa. Și dacă îmi dați voie, eu am un citat luat din Biblie. Care se potrivește cu ceea ce am discutat noi astăzi? Se potrivește. Zice așa că cei care au îmbătrânit în slujba lui Dumnezeu sunt ca niște copaci încărcați de rod. Sfaturile lor sunt ascultate de alții, așa cum vedem că scrierile sfinților părinți ai bisericii străbat veacurile îndrumând generații întregi. Timotei 5:1. Da. Deci ați venit și cu informații utile pentru telespectatorii noștri și cu citate. Da. Toți bătrânii pe care îi văd eu veseli și frumoși, cam fac parte din cei cu credință.
Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit.